o metodă de reformat rame de plastic. Asta ar fi metoda 3. Eu îi zic metoda covorașului. O să vedeți imediat și de ce. Ramele astea au stat la soare. Trebuie să fie soare destul de puternic. Și acum că au stat la soare, asta îmi permite să extrag din fundul celulei cămășuiala și vedeți, rulez frumos ca un covoraș care îl rulez. Și ele ies frumos cu tot cu cămășuiala din celulă. E o metodă ieftină, destul de rapidă, după cum vedeți. Vă folosiți de energia solară, deci merge doar vara. Nu face sterilizare, dar totuși, extrăgând toată cămășuiala asta din fundul celulei, vă asigurați că cei mai rău s-a dus și rămâne efectiv doar ce a fost sub cămășuială. Un pic, observați, parcă flambează, parcă se curbează. Acum, asta e făcută pe cealaltă parte, sunt la a doua parte. Rămâne să vedem un pic ce se întâmplă după ce se răcesc. Ar trebui să se tragă înapoi, să se îndrepte. Uite, mă uit, rămâne ceara cum s-a topit. Mare lucru dacă astea nu se pot băga direct înapoi. Așa cum sunt, direct înapoi la clădit, curățat un pic de ceară și eu cred că le ia în loc. Uite, chiar o să încerc să fac o probă de genul ăsta. Hai să mai facem una așa de probă. Un pic o tai aici pe margine ca să se desfacă. Aici se începe poate un pic mai greu, dar pe urmă, uite, asta avea ceva păstură, da, iese și păstura. Uitați. Deci nu bag șpaclu să trag cu șpaclu, nu mă ating un pic cât să o scot, să îi dau direcția să o scot din fundul celulei. Am mai făcut câteva rame așa anul trecut. Nu am foarte, foarte multă experiență, dar nici nu trebuie foarte multă experiență. Aici a intrat un pic molia. Astăzi suntem în 1 iunie 2020. Și uite, unde a intrat molia, îmi face un pic de problemă. Încerc să o iau un pic invers și da, nu merge, fiindcă între timp am ținut rama la rece. Acum puteți vedea, dacă e rece rama, nu prea ies. Nu ies din, ați văzut ce bine mergea înainte. Deci trebuie ramele ținute la căldură. Dar cam asta e rezumatul, această metodă. Flambează un pic. Dar s-ar putea să nu rămână așa după ce se răcește. Voi vedea, chiar sunt curios. Bun, mulțumesc că ați urmărit acest film. Sper că vă folosește. Pare a fi una dintre cele mai simple metode. Mare lucru dacă nu merg ramele astea băgate direct înapoi în stup la clădit. Uite așa. Puteți să faceți să le reformați direct în stupină dacă aveți rame goale și cald și vară. Și sper să vă folosească. Numai bine, nu uitați, stuparul.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră. Sănătate!